Evanghelia după Matei, capitolul 19. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, a plecat din Galileea și a venit în ținutul Iudeii dincolo de Iordan. După el au mers multe gloate și acolo a vindecat pe cei bolnavi. Farisei au venit la el și, ca să-l ispitească, i-au zis: oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Drept răspuns, el le-a zis: oare n-ați citit că ziditorul, de la început, i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască? Și a zis: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa, și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu desparte. Pentru ce dar, i-au zis ei, a poruncit Moise ca bărbatul să dea nevestei o carte de despărțire și să o lase? Iisus le-a răspuns: din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început n-a fost așa. Eu însă vă spun că orice cine își lasă nevasta, afară de pricină de curvie, și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Ucenicii lui i-au zis: dacă astfel stă lucrul cu bărbatul și nevasta lui, nu este de folos să se însoare. El a răspuns: nu toți pot primi cuvântul acesta, ci numai aceia cărora le este dat. Fiindcă sunt fameni care s-au născut așa din pântecele maicii lor, sunt fameni care au fost făcuți fameni de oameni, și sunt fameni care singuri s-au făcut fameni pentru împărăția cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta? Să-l primească. Atunci i-au adus niște copilași, ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage pentru ei. Dar ucenicii îi certau. Și Iisus le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a celor ca ei. După ce și-a pus mâinile peste ei, a plecat de acolo. Atunci s-a apropiat de Iisus un om și i-a zis: Învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică? El i-a răspuns: de ce mă întrebi ce bine? Binele este unul singur. Dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Care? I-a zis el. Și Iisus i-a răspuns: să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis: toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinereța mea. Ce mai lipsește? Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te de vinde ce ai, dă la săraci, și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat, pentru că avea multe avuții. Iisus a zis ucenicilor săi: adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii, când au auzit lucrul acesta, au rămas uimiți de tot și au zis: cine poate atunci să fie mântuit? Iisus s-a uitat țintă la ei și le-a zis: la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Atunci Petru a luat cuvântul și i-a zis: iată că noi am lăsat tot și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Iisus le-a răspuns: adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi, care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau feciori, sau holde, pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Dar mulți din cei din tâi vor fi cei din urmă și mulți din cei din urmă vor fi cei din tâi.